Știi cum e? Relația actor-regizorului, dacă îl prinzi pe regizor și l-ai înțeles, sau el dacă te înțelege, treaba merge sub. Dacă nu, merge greu. Merge. Jumate erau americani și lucrau cu noi, cu românii, și zic, what a man, what a fucking, I like it. Atunci ne-am dat seama, bă, dar nu suntem noi chiar așa de... Da, bă, avem putere, avem potențial. Noi românii suntem dați dracu așa. Salutare, dragi iubitori ai teatrului și al filmului. Astăzi la Actorie pe Felii avem claxoane și pe Puiu Mircea Lăscuș. Salut, Puiu. Salut, Gabi. Mă bucur și o onoare să te avem aici în fața noastră, mă refer a mea și a celor care ne urmăresc ca invitat. Mă bucur că ai acceptat invitația. Mulțumesc frumos. Mircea sau Puiu, cum preferi să... Cred că Puiu este... Asta e o poveste cu Mircea și cu Puiu, e o poveste lungă. Eu când eram actor undeva, nu-mi spuneau Puiu din cauza unui mare artist de acolo, fiertat, Puiu Faur, și să nu mă confunde colegii, îmi spuneau Mircea, de la director până la portarul. Dar care e al doilea nume al tău? Că avem un Puiu. Zic că, păi, Lăscuș, Puiu, Mircea. Mircea rămâne. La București, când am ajuns, deja toată lumea spunea Puiu, adică nu mai eram în teatru și... Deci, Puiu. Toată Puiu, lumea te știe, da, de Puiu. Puiu, da. Puiu, tu ești unul dintre, dacă nu cel mai premiat actor pe care l-am eu în lista de prieteni a Facebook. Cred că tu ai cele mai multe premii și te felicit pentru asta. Mulțumesc, nu sunt, adică, da, în emisiune mai sunt premiați actori. Sigur că da, eu zic din lista mea de prieteni de Facebook, sigur, mai sunt și alții care iau premii, îi felicit și pe ei. Dar Condescu și mai sunt. Sigur. De câte ori văd postări sau în media sau am mai câștigat un film românesc, am mai luat vreun actor, mă bucur mult pentru cinematografia românească. Mi se pare că e unul din profilele astea de la noi din țară, printre puținele care merge bine, se face treaba. Sigur, și cu orice premiu obținut, indiferent de actor, indiferent de film, practic industria crește și e un plus valoare care vine către meseria noastră. Clar. Trebuie să le spunem oamenilor că pe fundal sunt imagini din trailerul A Frame of Mind, un film. Da, un lungmetraj. Un lungmetraj cu care Puiu a obținut un premiu deosebit, și anume cel mai bun actor într-un rol principal. Da, la New York, la Soho International Film Festival. Joc alături de Boris Melinti, suntem în regia lui Bobby Bărbăcioru, un adevărat independent pe producție de filme. N-a aplicat niciodată la CNC sau așa. Lucrează cu bani din afară, dar nu mulți, adică nu suntem la nivelul CNC-ului, la buget sau așa. Cred că e al cincilea film care l-am cu el. El a mai primit și alte premii cu alte filme unde a câștigat, dar cu actori nu. Felicitări. Și faptul că știe și atrage bani un plus pentru industrie. Exact. Și pentru el. Felicitări. Mulțumim mult. Cum a fost copilăria ta? Frumoasă. O copilărie frumoasă, la țară. Am crescut la țară, m-am născut în Ținutul Pădurenilor, județul Hunedoara, mai precis, în comuna Cebăl, satul Poiana Rechițelii, undeva pe la 4 ani. Tatăl a hotărât să ne mutăm mai la 6, mai către oraș, să-și ducă copiii la școală. Asta era, până cum făceai școală, nu înaintai. Cam acolo, tot la țară, undeva la 3 km de Hunedoara, în satul Zlaști,
clasele 1-4, apoi gimnaziul, clasele 5-8 la oraș, la Hunedoara. După aia, liceu agricol. Aș fi vrut, în vremea aia, da, iar înainte de Revoluție, în vremea epoca lui Ceaușescu, nu era cam peste tot așa umanism, știi? Și ce să fac? Am vrut actorie de la 6 ani, vorbesc serios. Și știu că în clasa 1 am cumpărase, taică meu l-am bătut la cap, ei revista Cinema, îmi făcea abonament, nu se găseau așa la Teșul. Nu întâmplător te-am întrebat de copilărie, pentru că voiam să te întreb dacă ceva de atunci anticipa că vei urma drumul acesta. Eu visam, am început să visez și am fost descurajat una într-una, non-stop, să nu fac meseria asta, încă de... părinții îți dădeau prosteală, lasă bă că acolo copiii de domni, nu e loc acolo, n-ai tu loc, ci la București, acolo ești nebun, stai. Dar nu m-am lăsat încă din liceul agricol de la Giorgio, care l-am făcut la secția Zotrinie. Băi, vezi că sunt cursuri de actorie la Hunedoara și există școală. Da, măi, școala populară de artă, actorie, regie. Și am făcut 2 ani, am început din clasa a 10-a și totodată activam și la o grupare de asta de teatru de la Casa de Cultură, de acolo din Giurgiu, unde și jucam, mă rog, concomitent cu, deci din liceu făceam și școala populară de arte. Putem spune că atunci te-ai hotărât să devii actor? Da, da, da. Deci în liceu a venit gândul primordial de a deveni actor. Da. La facultate, cum a fost admiterea? La Babeș-Bolyai, la Cluj, la Coca, Universitatea Babeș-Bolyai, secția actorie, teatru și televiziune. A fost greu. Nu, a fost greu. A fost greu primul an și ultimul an. Eu când m-am dus, când am dat pentru admitere, aveam deja vreo 6 ani cu studii medii, angajat la teatru din Deva. Vremea cine termina la București, care oricum erau puțini, nu venea nimeni în provincie să se angajeze la teatru la Deva. Și atunci am angajat și actorii cu studii medii. Deci după vreo 7 ani de teatru, eu când am intrat acolo, mai aveam nicio problemă, adică... Aia mi-a spus, băiatule, ești doctor, mai trebuie să citești un sac de cărți pe an. Și a trebuit, era nevoie. Care ar fi, să zicem, lucrul cel mai important cu care tu ai ieșit de pe porțile facultății? Facultatea e bună că stă niște direcții. Și asta e foarte important. Eu, cum aveam practica dinainte, 7-8 ani, nu... Mi-a fost foarte ușor să trec prin ea. Simți că te-ai ajutat sau... Da, 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 da. Te călește? Da. În primul rând. Asta și... Eu undeva în anul 3 era să abandonez. Am fost încurajat tare de coordonatorul meu, domnul Petre Băcioiu, la Teatrul Național de Cluj, care în vremea aceea era profesor și la Babeș și la coordonatorul nostru de an. Și de asta spun și îmi permis să dau sfat celor tineri să nu abandoneze această școală de teatru. Deci dacă ai început, o termin. Cum e? Examene, multe emoții, alea și nu era ușor. Nu era. Picai și plăteai restanța, cum era atunci, vreo 500 de lei. La 4-5 restanțe spun eu că nu ți arde să te iei cu buta pe teorie, mai mult. Care a fost vârsta la care ai
intrat prima dată pe scenă și dacă îți mai amintești spectacolul sau moment, să zicem ca actor angajat, de când ai început practic să câștigi bani. Da. Da, de cum am intrat la Deva, eu făcusem și Armata. Într-o piesă de teatru pentru copii, Bimbo Western. În ce an se întâmplă asta? Asta era în 1992, în februarie. Deci când mă întreb pe mine de facultate, practic acolo, primii pași pe scenă și cu înjurături și mai dădea cu sticla după tine. Ce faci? Unde te duci? De ce te duci acolo? De ce așa? La un moment dat aveai impresia, ce caut aici? O fi bine ce fac, nu o fi... Să dea așa o... Înțelegeai... Știi cum e? Relația actor-regizor, dacă îl prinzi pe regizor și l-ai înțeles, sau el dacă te înțelege, treaba merge slu. Dacă nu, merge greu. Se lucrează mult, se stă, se enervează lumea, apar cerburi. Da, repetițiile, de asta se și numesc mama succesului. Care este cea mai mare bucurie a ta? Când mi-am făcut treaba bine, când regizorul e mulțumit, când vezi reacțiile celor din jur, tu știi că ai făcut bine, da? Vezi, rămâne secheala asta din primii pași pe scenă. Aoleu, e bine, nu e bine, e bine, nu. Dar dacă tu ai trăirea ta interioară și știi că ai făcut, bun, ok, odată ești bucuros tu cu tine. În momentul când vezi regizorul mulțumit, atunci e fericirea și... Bineînțeles că și aplauzele. Și eu nu mai știu să nu știu cum să fac, mă pierd așa când ies, mult mai emoționat ca și cum aș fi pe set sau pe scenă să joc. Dar când ieși, au la o premieră, să zic, la final, la aplauze, atunci se emoționa mai. Ai ceva obiceiuri sau superstiții înaintea unei premiere, pe set, la filmare? Nu. Pune-mi dacă ai avut probleme în viața personală datorită meseriei pe care o ai. Ți-a adus necazuri vreodată? Tot timpul sunt. De aici și vorba, harta cere sacrificii. Noi actorii... În general, artiștii, știi, nu prea suntem noi pe bani, pentru bani sau... Și multe, la mine, multe roluri bune, frumoase, au fost plătite puțin, să zic. Iar alea unde ai câștigat mulți bani, nu erau niște roluri, să zic. Iar necazurile astea din partea meseriei, tot timpul sunt. Te mai trezești câteodată, că nu știu, n-ai buget, n-ai aia, n-ai... Altă dată ești bine, altă dată ești... Cum alegi proiectele în care te implici? Eu nu le aleg, eu iau tot ce prind. Am înțeles. Deci eu nu le aleg. Dacă mi s-a propus, m-am băgat. Nu ne permitem să alegem. Te sună. Cine te sună, producător sau așa? Dom'le, avem un rol așa. Da, despre ce vorbim, așa pe scurt. Și nu prea întrebăm de bani sau așa. Gata, facem când, unde. Dacă e probă, vin, unde, acolo, acum. Nu ne permitem să alegem. Luăm cam tot. Așa este. Așa este în termen independent. Așa este... Ești angajat undeva? Trebuie să... nu mai sunt din 2008. Eu am rămas în șumaș, adică teatrul din Deva mi s-a spus mergeți acasă, noi renovăm teatrul și vă chemăm după un an, doi. Ați mers acasă? Nu ne-am mai chemat. Da, au renovat teatrul? Șumajul. Da, l-au renovat. Teatrul l-au renovat, dar nu. Teatrul e bine, nu ne-am mai chemat. Și eu am venit la București, la 38 de ani, m-am trezit în șomerul. Și am venit la București, 19 ani, am făcut vreo 55 de filme,
care 499 sunt recunoscute până acum pe IMDb și vor mai apărea. Pentru că, să știe și tinerii și actori. Luați filme, luați scurtmetraje, luați tot ce... Nu vă uitați cu mamă, ăla nu e rolul care... Nu. Faceți-vă credite, undeva de la 5 credite poți să-ți iei agent. Și gata, mergi mai departe. Și de aia spun, în 19 ani, 55 de filme. Și vreo, să zic, 40 de reclame, că din alea am mai și trăit, știi? Da, da, da. Mi-ai anticipat cumva o întrebare. Voiam să te întreb dacă ai CV-ul actualizat și dacă îl știi mental. Ăsta e CV-ul. Ăsta e CV-ul. IMDb-ul. IMDb. Numele tău și IMDb și numărul de credite. Nu mai ține cum știți, am făcut, am jucat în piesa, nu. Ai avut vreodată regrete că ai ales meseria aceasta? Niciodată. Niciodată, sincer. Dacă am luat această înregistrare, am face o buclă în timp și o trimitem lui Puiu de la 20 de ani, ce îi spune? Nu știu, cred că aș face la fel. Dacă mi-am respectat meseria, nu, să nu-ți bagi joc de aici. Nu știu ce sfaturi să dau mai departe. Nu am regrete. Nu am regrete și cred că aș face din nou același joc. Probabil ei spune, fă tot ce vrei să faci, tot ce simți, că o să fie bine. Da, același lucru l-aș face. Aș continua. În ciuda, ți-am spus pe la începutul înregistrării că tot timpul a fost descurajat, tot timpul, de prieteni, de... Dar nu m-am lăsat, Aceste descurajări, sub ce formă ți erau trimise? De exemplu, un gând la o bere, la Hunedoara, la Ardeva, de parcă m-aș duce pe la București, ce să faci mai acolo, stai mă, uite-ți. Lasă-te, primeai. Da, unde stai tu? Ce, dacă te duci acolo, ce faci tu? Până nu am ajuns șomer de la teatru, până nu am luat șutul la... Cred că nu veneam nici acum în București, dacă nu rămâneam șomer la undeva. Deci în loc să te demoralizeze? Da, nevoia m-a făcut să vin, că nu mai aveam nimic de pierdut. Și eu eram obișnuit actor, angajat, cu carte de muncă, cu... Acum, nu regret nici asta. La necaz a venit și bucuria. Un șut în fundul, pas înainte. Da. Eu în meseria orgoliilor și sunt convins da. Că te-ai întâlnit cu mulți actori, cu multe personalități. Dacă simți invidie sau răutate, sau îți sunt vădit aruncate în față, cum răspunzi? N-aș răspunde. Dar nu mi s-a întâmplat. Nu ți s-a întâmplat. Nu. În general, actorii se respectă între ei. Când se văd primate pe platul sau ei poate au auzit unii de alții, mamă, jocul ăla sau din contră. Doar respect am avut și la fel și eu am dat, că ce dai aia primești și nu mi s-a întâmplat. A fost acolo experiență frumoasă cu fiecare când lucrezi și înveți de la partener, de la oricare, că trăiești înveți. Da, așa este. O serie în care ai tot timpul ceva de învățat și mai ales dacă e un partener deschis și ți-o oferi. Exact. Una din părțile frumoase în serie este asta, că veșnic întâlnești parteneri noi. Noi, roluri noi, parteneri noi, producții noi, povești noi. Povești noi și clar, de asta e frumos actorii. Da, este că nu te plictisești și e o nouă provocare de fiecare dată când apare un lucru. Când mergi la teatru sau vrei să vezi un film, spre ce te îndrepți? Normal că îmi plac mult comediile, dar
piesele clasice și așa, nu le las. Am ceva împotrivă la... Mie îmi place mult teatrul de piesele astea, dacă sunt de epocă, dacă e Shakespeare, dacă e Goldoni, dacă e... Băi, lasă-le în epoca aia, lasă-le în costumele alea, nu le moderniza, nu mi-l pune mie pe Hamlet în latex și așa, nu. Să rămână în formal, în perioada lui. Și ne-am văzut în multe teatre și pe la Cluj și aici în Bucăl și nu mă mai duc. La Hamlet nu mă mai duc dacă știu că e pus așa scenă. Din experiența ta, există puncte comune care să spună dacă un actor a avut o viață mai fericită, e un actor mai bun, sau dacă a avut o viață mai tristă, e un actor mai bun, dacă a fost bogat sau sărac? Îmi spunea mie un domnul Ștefan Munțățean, fostul nostru dirijor de la Deva, fiertat, l-am decedat, nu mai e dintre noi. Băi, dacă ești un actor bogat, adică ai un nivel de trai ca lumea, parcă nu ai chef să muncești, știi? Ești așa, începi să alegi roluri, să... Eu cred că la noi câteodată sărăcia asta ne ajută să scoatem tot ce e mai bun din noi. Pentru că suntem noi, nu prea suntem noi. Puțini actori bogați sunt în România. Nu știu ce să spun, bogăția m-ar încurca. Ne încurcă banii pe noi, adică. Băi, da, dar crezi că dacă i-am avea, crezi că nu am mai trage la fel? Eu am auzit de la cineva o poveste cu un director de teatru care spunea, băi, voi sunteți artiști, voi ca să creați trebuie să muriți de foame. Eu nu prea sunt de acord cu treaba asta. Nu, nici până aici. Nu, da, uite, un exemplu e Bobby Bărbăciorul, pentru că dacă el a făcut producție în Qatar la un serial, el toți banii care i-a adus în România și-a făcut vreo 3 filme din banii lui. Deci noi dacă, și eu la fel, eu dacă aș avea atâția bani, normal că aș băga într-un film. Era investit. Da, da. Nu mi-aș lua vreun apartament prin București. I-aș băga în filmul ăla să facem. Am eu un proiect, știi? Hai să facem. Nu prea suntem... Și cunosc mulți colegi care investesc în imobiliare, mă rog. Ai un actor preferat? Mulți. Actori români, nu? Și români și străini. Wow! Sunt mulți. Actorul meu preferat este Jean Reno, unde în urmă cu vreo, deci chiar înainte de pandemie, prin 2019, am jucat cu el într-o producție americană, la Buftea, în Dorme. Și am avut onoarea să-l cunosc. Și Guy Pearce, la fel, într-o altă producție, engleză de data asta, unde jucam cu el în limba rusă. Știi rusa? Nu, dar o învăț. Mă chisesc așa câteva cuvinte, dar eu deschid Google Translate și îi dau. Am jucat și în limba spaniolă și în rusă. Engleza cel mai bine, bineînțeles. Puțină italiană și turcă, limba turcă. Și acum s-a amator de spaniolă. Deci, mamă, mor. Ești autodidact. Da, deschid Google Translate, iau textul, îl dau și cu vocea aia, dau, mai sunt prieteni spanioli, bă, cum e acolo, asta e bine, asta... Mă pregătesc bine pentru roluri în alte limbi. Ce îi sfătuiești pe cei care vor să aleagă această cale sau care sunt la început de drum? Multă atenție, concentrare și să nu se aștepte, dacă se așteaptă la bani, nu e fericit.
Nu e. Niciodată cine alege actoria, niciodată să nu se gândească, mamă, cât câștig sau nu. Dacă te de la începutul ei cu asta, nu e, nu e pentru tine actoria. Banii vin pe urmă. Trebuie să fie concentrat la meserie, la, la proiectul care îl are, la, la parteneri, la... și tot timpul să, să ceară sfatul, să nu, să nu ezite, să, ce zici, facem așa, sau să cum propui să vină cu, cu lucruri, cu lucruri să ceară. Și să aibă și norocul să prindă un, un partener binevoitor și deschis. Ai hobby-uri? Da, da. Filmele, în primul rând, motociclismul, mașini vechi de epocă. Am trei gazuri, IMS-uri. Fratele meu ia, le recondiționează, eu îi le cumpăr. Încet, încet vreau să fac așa o... o colecție? Da, o, o mică flotilă. Că pe viitor m-am gândit să fac și turism, plimbări prin munți, la noi în județ, județul Medora e, e foarte, stă foarte bine pe relief și viitorul Transilvaniei, în general, e turism, clar, România, România trebuie să, să tragă tare pe turism. Ești foarte atașat de zona în care te-ai născut, pe copilărie. Da, da. Îți aduni puterile, să zicem, de acolo? Deci cam după două luni de viață intensă la București, când te duci acolo, ți-e destul măcar 10 zile. E cu bateriile încărcate, e cu alt, alt mood, alt flow, alt... alt suflu, alt energie. Alt suflu, da. Spune-mi, Puiu, dacă e vreo întrebare pe care ai fi vrut să ți-o adresezi, și nu s-a găsit printre modestele mele întrebări. Nu, nu m-am gândit. E ceva ce lumea ai vrea să știe? Și n-ai avut ocazia să o spui? Da. Să... să fim mai buni cu alții, să, să ne respectăm, să zâmbim, că nu costă, nu costă. E că e gratis. Și, și, și celor de sus de acolo, de la putere, să nu mai fure atâta, să, să se trezească conștiința aia de, de român din ei, să nu... pentru că suntem praf la asta, ca națiune. Dar lucrurile astea de jos trebuie să le luăm. Noi cu noi și încet, încet ajunge și până sus. Cam asta. Unde te pot vedea oameni? Din când în când pe la Las Fierbinți. Acum vor apărea vreo 3 filme. Pe YouTube se mai găsesc filme de-a mele, câteodată unele, ăsta anunț în mormântări botezuri al lui Alexandru Lustig, cam pe la Pro TV și în cinema, bineînțeles, astea trei filme vor apărea acum, remisivir lungmetrajul, ăsta, mă rog, încă e în cursa pentru premii, probabil peste un an va ieși și Frame of Mind. Și ca proiecte de viitor, ce spui? Continuăm cu producțiile. Mă gândesc acum, dacă am luat și plenul ăsta, vor suna telefoanele mai des. Și aș vrea să colaborez cu foarte mulți actori. Am foarte mulți actori în cap, tineri, actori, actrițe. Și ne mai vedem în diferite locuri. La lejer, avem voie să spunem, nu? La lejer, unde se mai vorbește așa în glumă, că acolo e bursa de roluri. Și
Nu e bursa de roluri, dar întâmplător eu mi-am luat vreo 5 roluri de pe acolo, 5 proiecte, pentru că ne întâlnim acolo și, bă, puiule, ce faci? Vezi că săptămâna viitoare poate filmăm ceva foarte bine, bine, hai că facem. Dar vezi, fixează-te cu ziua aia, după aia te întâlnești cu altul, alții ziceau, bă, un sunetist la mine, păi uite acolo, sunt vreo 5 la masă, du-te. Deci, proiecte așteptăm acum, să mai sune telefoanele, sunt numai pe filme, ce aiurea sună, numai am o piesă produsă, o piesă de teatru, Sicilianu, de Molière, e după Amorul Zugrav, e titlul schimbat. Dar, deci nu mă mai încurc cu teatru, că mă încurcă, mi se cale căzilele și atunci mă rezerv, chiar dacă nu lucrez nimic, aștept filmele. Și când sunt, le fac atent și concentrat. Mulți actori buni nu ajung în proiecte de film pentru că se ocupați la repetiții și așa, și, mă rog, teatru e wow, sfânt, eu nu mai îmi permit să mai fac teatru, că nu e timpul necesar ca să faci film, să faci... Cât a durat filmarea pentru o primă? De nevoie, s-a filmat 3 săptămâni pentru că eram limitați la bani și atunci munceam aici zi și noapte, cred că dormeam 4-5 ore pe zi și câteodată se întâmpla să primim seara 4-5 pagini de text, le învățai nu știu când și a doua zi la treabă de pe la 7-8. Deci au fost 3 săptămâni, da, intense. 3 săptămâni de foc. Cam toate filmele astea cu buget redus, românii au ajuns așa la o performanță. Americanii vin, stau pe aici câte 4 luni, filmează, nu, dar noi, mai ales la filmele independente, nu-ți permiți. Deci putem spune că actorii români au un grad mai ridicat de adaptare, de... Clar, uite și în... Producțiile astea lui Bobby Bărbăcioru, în distribuție erau, să zic, jumate erau americani și lucrau cu noi, cu românii, și zic, what a man, I like that. Atunci ne-am dat seama, bă, dar nu suntem noi chiar așa de... Da, bă, băgam cu ei, cu Rick Ravanero, Robert Knepper, ăsta, mulți erau, nu mai numerez acum, dar ne convenea cu ei. Luis Mandilor, aoleu, și ăla. Avem putere, avem potențial. Noi românii suntem dați dracu așa. Asta e profilul, ți-am spus, ăsta e profilul care funcționează bine. E ambasada României peste tot, care funcționează, merge bine, e pozitiv. Nu degeaba s-au făcut atâtea filme și să vă mai facem în continuare la noi. Da. Puiu, eu îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat să răspunzi întrebările mele. Mulțumesc și eu, mulțumesc mult. Ai un gând să le transmiți oamenilor de la revedere? Ui, la revedere și grijă mare, nu vă pierdeți obiectul muncii, asta spunea taică-ul. Păi dacă ți-ai pierdut obiectul muncii, nu mai ai motiv, nu mai... Ești aiurea în viață, nu-ți pierde obiectul muncii, ține-te de treabă. Te pup! Dragilor, acesta a fost Puiu Mircea Lăscuș. Mergeți la teatru, mergeți la filme, țineți industria vie, bucurați-vă sufletul și numai bine!